Chinezii se pregătesc să finalizeze construcția celui mai lung pod din sticlă din lume. Construcția va avea o lungime de peste 400 de metri. Podul urmează să fie inaugurat la sfârșitul acestui an. Acesta este situat deasupra Parcului Național din provincia chineză Hunan. Unul dintre motivele pentru care această construcție a fost realizată din sticlă este de a permite celor care o vizitează să poată admira peisajul fabulos al zonei montane. După ce va fi finalizat, podul va avea o lungime totală de aproximativ 430 de metri, o lățime de circa 6 metri și este construit la o distanță de aproximativ 300 de metri deasupra solului. În scopul de a reduce vibrațiile care ar putea afecta structura podului, acesta a fost echipat cu peste 70 de bile de sticlă, fiecare cântărind circa 750 de kilograme, a spus inginerul șef al proiectului. Specialiștii au realizat peste 100 de teste pentru a demonstra că podul rezistă la o greutate echivalentă cu cea a 800 de oameni.